Prețul la carburanți ar putea crește din nou după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noi prețuri maxime de referință. Astfel, prețul pentru benzina A95 nu trebuie să depășească 20,61 lei, iar cel pentru motorină 16,66 lei. Asta înseamnă o creștere cu 0,44% și respectiv 0,18% față de prețurile afișate anterior. Am cea mai proastă părere pentru că nu se justifică. Nu știu de unde a început aceste note care au plecat în mediu, că vor face foarte mult rău. Chiar dacă vor da înapoi prețurile care au pornit acum la energie electrică, gaz metan și carburanții urmează, astea lovesc totul, că totul se transportă și folosesc motoare electrice. E, ce trebuie să înțelegem? Că chiar dacă acestea vor scădea și nu vor fi la nivelul care îl știm astăzi, celelalte nu vor mai da înapoi și vor rămâne cu o inflație prostească produsă de însăși Guvernul României. Recentele modificări ale mecanismului de formare a prețurilor la produsele petroliere principale de tip standard vin să asigure pentru consumatorul final prețuri corecte, transparente, ușor de verificat și care pot fi influențate doar la fluctuațiile cotațiilor internaționale. Nici o părere. E din partea Europei, așa că o să primim cu plăcere, care avem bani. Care nu avem bani, mai stăm pe lângă. Nu mai băgăm lemne și facem, cum a zis Nanicu odată, mai pună o țoală pe noi. Respectiv, evoluțiile privind creșterea sau descreșterea prețurilor pe piața internațională vor fi reflectate fidel și în prețul final plătit la pompă. Părerea aveți? Nu mai vorbesc. 7 lei arătați dimineață motorina. 7 lei. Da, e mai mult de 7 lei. Acum, înainte era mai scumpă benzina, acum mai scumpă motorina câțiva bănuți și benzina e după motorină. Majoritatea tirurile sunt pe motorină, nu sunt pe benzină. Da, e și asta, o să adună. A fost 5 lei, dacă vă uitați la preț în primăvară, a fost 5 lei litru de benzină și acum e 7 lei. Carburanții s-au scumpit accelerat în ultimele luni ca urmare a creșterii prețului petrolului. Drept urmare, și companiile comerciante de carburanți și-au refăcut politica de prețuri. Până în prezent, liderul pieței în acest domeniu din România a efectuat 3 scumpiri.